emisiune electorală de promovare. Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoreni votează, emisiunea electorală de promovare a candidaților care își doresc să ocupe o funcție în administrația locală sau județeană pentru următorii 4 ani. Vă reamintesc că în data de 9 iunie vor avea loc alegerile locale și cele europarlamentare. Până atunci am încercat să aducem în fața dumneavoastră pe acei candidați care își doresc să-și prezinte proiectele, să-și prezinte viziunea, dar mai ales să prezinte până la urmă și dorințele cetățenilor, pentru că ele ar trebui cel puțin să fie cele mai importante pentru acești oameni care ocupă diverse funcții publice. Astăzi, în platoul emisiunii noastre, îl avem pe domnul Marius Mane, candidatul Alianței pentru Unirea Românilor, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Ne apropiem cu pași repezi de finalul acestei campanii electorale, prima campanie electorală, practic, pentru dumneavoastră. A doua. Dar nu în calitate de candidat la președinție. Exact, la asta mă refeream. Aici lupta, să spunem, poate este una mai dură. De ce spun acest lucru? Pentru că ne referim la întreg județul, un județ destul de complicat din foarte multe puncte de vedere, atipic pe aici pe acolo, aș spune eu, și nevoile cetățenilor sunt destul de multe, destul de diverse, să spunem, și cred că ați simțit pe propria noastră piele în toate aceste săptămâni, chiar luni, dacă ne raportăm și la perioada de dinaintea campaniei electorale. Ați luat la pas, cred că acum putem spune, chiar tot județul Hunedoara. Sunt fi scăpat câteva comune unde n-am reușit să ajung, dar cred că până la sfârșitul campaniei am să încerc să acopăr cam tot ce înseamnă județul Hunedoara, în mod deosebit localitățile în care sunt probleme și în care sunt cerințe din partea cetățenilor pentru a fi rezolvate la nivelul județului. Bineînțeles că în tot acest periplu am reușit să înțeleg o parte din cerințele cetățenilor, dar totodată să le explic și că o parte din nevoile pe care le au trebuie cumva făcute în colaborare cu UAT-urile pe raza cărora acești alegători convețuiesc și doresc ca comunitatea lor să poată să reușească să ridice nivelul de trai, să ridice nivelul de civilizație și tot ceea ce își doresc ei ca județul până la urmă să aibă cât de cât o traiectorie în care să se dezvolte. Până la urmă, dorințele oamenilor probabil că nu sunt atât de mari sau atât de greu de realizat. De unde tragem cumva concluzia că mai contează, am spune noi, destul de mult și faptul că sunt ascultați. În această perioadă de campanie, cumva fiecare dintre candidați apleacă urechea mai mult, poate, asupra nevoilor cetățenilor. Sunt, bineînțeles, mai apoi câțiva ani în care oamenii se simt cumva așa, nu știu, nu neapărat respinși, nu se mai simt importanți în ceea ce privește această relație administrație locală, administrație județeană în unele situații, și acum parcă așa refulează toți cetățenii, își spun toate ofurile, toate problemele și așteaptă ca unele minuni cumva să se întâmple peste noapte, dacă se poate. Da. În discuție care le-am avut și le voi continua aceste discuții cu alegătorii, am reușit să înțeleg că la nivelul județului se simte nevoia unei schimbări. Și nu numai la nivelul conducerii județene, și la nivelul fiecărei comune sau oraș în parte. Dar există o teamă și n-am înțeles de ce această teamă din partea alegătorilor, pentru că până la urmă nimeni nu le poate lua dreptul la vot. De aceea le-am spus tuturor că atâta timp cât ei sunt conștienți de faptul că o zi pe an, sau nu pe an, o zi în cei 4 ani în care au fost conduși de o anumită administrație,
au dreptul să decidă o schimbare, trebuie să ia acea decizie. Care este teama lor cu privire la acest teama lor este electoral? Că nu sunt ascultați. Au tot timpul chestia asta în dialogul pe care l-am. V-ați hotărât să faceți o schimbare sau v-ați hotărât să mergeți la vot. Ne mai gândim. Vedem atunci la vot pe cine. Nu pot să înțeleg cum persoane mature care au trecut de o anumită vârstă, să zicem, cei care sunt din generațiile mai vechi, să spună după 34 de ani de zile că încă nu s-au edificat asupra politicienilor care îi conduc. Cei tineri, să zicem, în ultimii 4 ani, să-și facă o idee de cum au fost conduși și rezultatele care se văd cu ochiul liber. Nu trebuie să vină cineva să spună, băi, avem drumuri proaste, nu avem spital, să zicem, în localitatea X care să funcționeze la parametrii normali. Educația, școlile sunt într-un stadiu deplorabil. Nu sunt asigurate condițiile de igienă minimă. Și atunci mă întreb, oare ce-o fi gândind fiecare alegător când spun că doar în ultima clipă o să-și hotărască votul? E ceva care cred eu că nu e înțeles sau oamenii încă sunt temători să-și exprime direct într-un dialog și nu trebuie să-și spune cu cine votează. Că le-am spus, domnule, nu trebuie să-mi spuneți cu cine votați. Doar trebuie să-mi spuneți modul în care dumneavoastră percepeți că este nevoie de o schimbare sau nu, că mergeți la vot sau nu. Da, fiecare, pentru familia lui, pentru tot ce înseamnă societate, cred că este la fel de responsabil ca și politicienii pe care i-au numit în mandatul trecut să-i conducă. Mai este și acea categorie de oameni care spun de fiecare dată, aproape la fiecare perioada în care se au loc aceste alegeri, că oricum nu iasă la vot, că oricum va ieși tot acea persoană sau votul nostru nu contează pentru că lucrurile sunt cumva stabilite. Este o îndoială la nivelul sau la nivelul percepției alegătorilor, pentru că au văzut pe propria lor piele faptul că tot ce s-a făcut, să zicem, în ultima perioadă, în ultimii 4 ani, în ultimii 30 de ani, lucrurile au mers, din punctul meu de vedere, într-o direcție greșită. Și atunci ei trebuie să înțeleagă faptul că doar odată la 4 ani au puterea de a schimba aceste lucruri. Odată la 4 ani pot să decidă direcția în care acest județ, aceste orașe sau comune trebuie să meargă pentru a putea rezolva nevoile cetățenilor de zi cu zi. Nu poți să ajungi să lași pe ceilalți, și în mod deosebit vorbesc aici de faptul că la aceste alegeri au început să apară acei flotanți în diferite localități care vor decide pentru cei care nu se vor duce la vot direcția de dezvoltare a orașului sau a județului. Un fenomen care se dezvoltă așa în fiecare, la fiecare 4 ani sau 5 ani, dacă vorbim de prezidențiale, da. Se întâmplă acest fenomen. Aici cred că și legislația trebuie schimbată, pentru că nu ar trebui, cel puțin în ultimul an de zile, acum se pot întâmpla și chestiuni în care cetățenii reale să se mute dintr-o localitate în alta sau să-și facă viză de flotant pentru că au un loc de muncă. Dar mi se par cu totul aiurea să ajungă, eu știu, într-o garsonieră să fie, eu știu, să locuiască 12 persoane sau într-o casă să stea 50 de oameni. E ridicol și cred că aici autoritățile, da, ar trebui să-și facă datoria, dar atâta timp cât legislația permite asemenea anomalii, toți cei care conduc țara, și aici vorbim în mod deosebit de localitățile urbane, rurale, își pot permite să facă asemenea gesturi fără să fie trași la răspundere.
Noi considerăm că aceste bize de flontant ar trebui să nu mai aibă loc din punct de vedere legal cel puțin cu un an înainte și să nu fie permisă o viză decât pentru un spațiu locativ unde legea locuinței spune ce suprafață trebuie să aibă fiecare locuitor într-o locuință, adică nu poți să stea 12 persoane într-o locuință de 20 de metri pătrați. Da, sau ceva cei care muncesc, cum spuneați dumneavoastră, sau își schimbă locul de serviciu, locul de muncă, să dovedească până la urmă, pentru că pot face acest lucru și atunci nu pot fi privați de acest drept până la Corect. Urmă. Deci asta spuneam, că doar cei care într-adevăr se întâmplă ca pot dovedi și au într-adevăr nevoie să se mute dintr-o localitate în alta pentru aș rezolva problemele de serviciu în care, sau să zic, au nevoie ca acei membri ai familiei să nu mai facă naveta dintr-o localitate în alta pentru parte de educație sau alte probleme, alea sunt perfect legale. Dar și acolo, exact cum spuneam, să vedem, funcție de spațiu locativ, să nu ne trezim cu 50-60 de oameni într-o casă sau 12 într-o garsonieră. E ridicol. Spuneam că oamenii vor să fie ascultați, oamenii simt nevoia de dialog până la urmă cu autoritățile, cu dumneavoastră din postura de candidat până la urmă și își iau așa cumva energia necesară uneori. Probabil că își doresc schimbările să se petreacă așa foarte rapid, doar că sunt unele aspecte care nu țin neapărat de președintele de Consiliul Județean sau de consilierii județeni, primari și așa mai departe, în ceea ce privește implementarea unor proiecte. Oamenii vor să audă că le veți face, că vor fi drumuri asfaltate, că vor fi locuri de muncă, turismul va fi un motor principal, să spunem, al economiei. Mai cred oamenii în promisiunile electorale, domnule Mane? Destul de dificil de explicat în modul în care fiecare are convingerea că acești candidați, printre care și eu, vor reuși să facă tot ceea ce își doresc ei la nivelul cerințelor și la nivelul județului. E aiurea să vii să spui că o să curgă în județul Hunedoara lapte și miere, o să fie avioane, o să fie aeroporturi, tot felul de inepții pe care e clar că n-ai cum să le realizezi și în modul în care noi, cei de la AUR, ne-am gândit să venim în întâmpinarea cetățenilor, am propus un program pe care l-am prezentat în toate emisiunile și în broșurile pe care le avem, în suplimentele la câteva ziare. Este un program realist? Noi zicem că da. Noi suntem hotărâți să continuăm proiectele care sunt în derulare și care au primit finanțare, dar totodată suntem la fel de hotărâți să urmărim implementarea acestora și respectarea tuturor cerințelor pentru ca aceste proiecte să fie duse la bun sfârșit, în așa fel încât să asigure toate nevoile și cerințele implementării acestor proiecte în mod corect. Ne-am confruntat, cel puțin eu, la nivelul municipiului Deva, cu multe din aceste probleme, cu proiecte care n-au reușit să fie finalizate, proiecte care erau finanțate din fonduri europene, proiecte la care le-am atras atenția celor care administrează acest municipiu, dar de care n-au ținut cont și ca atare s-au pierdut vreo 10 milioane de euro din finanțările pentru aceste proiecte. Ele au fost, e adevărat, puse pentru a fi refinanțate, dar din alte fonduri. Trebuie să ne întrebăm de fiecare dată cine ne conduce. Eu zic că cei din AUR care și-au propus să candideze nu numai la nivelul Consiliului Județean, ci și în UAT-urile din județ, sunt oameni noi cu inițiative, cu soluții, care ar trebui să ajungă să facă parte din consiliile locale, iar cetățenii să le acorde încredere, pentru că, exact cum spuneam și o repet încă o dată, în politică, ca și în viață, trebuie să existe un echilibru. Atâta timp cât dăm puterea în mâna unui singur om sau unui singur partid,
vom avea devieri, cum să zic, de la calea cea dreaptă. Vom avea oameni care vor crede că ei sunt stăpânii inelelor, ca să spun așa, stăpânii administrației și fără ei nu se mișcă nimic. Am văzut în destule localități modalități de intimidare a unor alegători. Chiar la Călan am avut o discuție cu o doamnă care spunea în cercul nostru acolo că la un moment dat ar fi primit un telefon din partea unuia din cei care conduc administrația și că în secție ar trebui să își cam vadă de treabă să nu fie atât de atentă, că se mai întâmplă și greșeli acolo. Și am spus, doamnă, da, asta este chiar o chestiune gravă, da, exact. Și de legalitate. Cum puteți să zice, domnule, eu am să fac o plângere. Dacă aveți dovezile și înregistrarea, chiar vă rog să faceți acest lucru. Nu cred că sunt cele mai ortodoxe metode prin care cei care conduc administrațiile locale trebuie să se facă, eu știu, văzuți ca stăpâni ai zonei și să arate alegătorilor că fără ei nu se poate mișca nimic. Adică, vezi, doamne, că poate o să ajungi să-ți dau o adeverință sau vezi că ți-am făcut cadastrarea, dar dacă nu ești cu minte și nu îți vezi de treabă, s-ar putea să nu-ți primești actele pentru cadastru. Dar nu vorbim aici despre o moșie personală. Da, despre asta era vorba. Faptul că unii, după mai mult de două mandate, deja se cred stăpâni ai zonelor. Ceea ce noi, ca partid, ne dorim în reforma administrativă este să schimbăm odată pentru totdeauna faptul că alegerea primarilor și chiar a președintelui Consiliului Județean să nu se mai facă într-un singur tur, să se facă în două tururi. La fel și timpul în care aceștia sunt mandatați ca administratori ai acestor localități să nu fie mai mult decât două mandate. Adică dacă la președinte sunt două mandate, de ce ar fi mai multe la primar? Dar vedeți că unii dintre primarii actuali se plâng că nu este suficient un mandat sau două mandate pentru a putea să implementeze anumite proiecte, pentru că birocrația este una extrem de stufoasă și atunci nu au timpul necesar de a-și implementa proiectele. Cam aceasta este motivația lor. Da. E adevărat că și legislația română suferă din această cauză privind modul în care se derulează și sunt puse în practică proiectele. Dar aceste proiecte, cum spuneam și noi, trebuie duse la bun sfârșit de cei care vin. Nu trebuie să fie unul, domnule, până când pune popa pământ pe mine, trebuie să fiu eu să duc toate proiectele. Sunt alți oameni care pot să vină și să-ți continue proiectele, că mă gândesc că nimeni nu are o problemă să finalizeze un proiect, indiferent că era lui Ionel sau al lui Georgel. Proiectele respective sunt pentru comunitatea din care fac parte. Asta dacă se elimină acele orgolii politice, domnule Mane. Bineînțeles, bineînțeles. Și aici de-aia spuneam că e nevoie de un echilibru, pentru că la un moment dat, dacă în Consiliul Județean sau chiar local ajung să fie dezbătute anumite proiecte, și este, din punctul meu de vedere, foarte necesar ca aceste proiecte să fie dezbătute nu doar în comisiile tehnice, unde de multe ori cei care fac parte din aceste comisii tehnice nu prea au legătură cu ceea ce înseamnă dezbaterea din punct de vedere tehnic. Considerați că acolo ar trebui să fie oameni care într-adevăr cunosc cu adevărat respectivele domenii sau de obicei sunt aleși acolo, din cadrul consilierilor județeni? Până la urmă se aleg din cadrul consilierilor județeni. Ar trebui schimbate criteriile, poate, de alegere ar trebui persoane? Ca fiecare din consilierii care fac parte din comisiile, dau un exemplu, Comisia Juridică, Comisia de Urbanism, Comisia partea de Buget și așa mai departe, ar trebui să aibă minime cunoștințe în acest domeniu, pentru că în cadrul comisiilor tehnice pot să pună întrebări celor de specialitate care vin cu aceste proiecte și trebuie să le susține în fața consilierilor. Dar dacă la nivelul acestor comisii, și dau exemplu aici, cel de la municipiul Deva, unde sunt parte al acestui consiliu, fac parte din Comisia Juridică. Eu de profesie sunt inginer.
Și acolo avem doctori, ingineri, economiști, nu știu dacă e vreunul jurist, dar toți ne dăm cu părere acolo. Și am întrebat pe colegii, dar cum vă simțiți în momentul în care noi, care n-avem, să zicem, decât așa, o vagă idee asupra ceea ce înseamnă parte de legalitate a unui document, ne dăm cu părerea fără să știm dacă e legal sau nu e legal. Unii din cei mai vechi îmi spunea, domnule, noi nu votăm aici dacă e legal sau nu, noi votăm oportunitatea. De multe ori această oportunitate, dacă nu e acoperită de legalitate, din punctul meu de vedere, repet încă o dată, nu cred că este firesc și normal să fie supusă spre aprobare întregului Consiliu Local. De multe ori acolo apar chestiuni juridice pe care poate câteodată și secretarul general care pune viza pe acele documente supuse spre aprobare comisiilor tehnice îi scapă sau pur și simplu le lasă că așa ar fi bine ca să treacă. Am făcut numeroase sesizări în sensul ăsta și către prefectură și către DNA. Au fost luate în considerare? N-am primit sau s-au declinat competențele. De ce? Păi bine să fie bine și să nu fie rău, ca investițiile să meargă și aici apar acele discuții care până la urmă țin de majoritatea celor care susțin pe cei din fruntea administrației locale. Investițiile trebuie să continue cum este firesc, pentru că au fost deja alocați bani pentru unele dintre proiecte. Proiectele sunt în derulare, dar oare cu orice preț trebuie să... Despre asta discutăm, faptul că o investiție, când este aprobată, normal ea ar trebui să îndeplinească și condițiile de legalitate, nu doar de oportunitate. Atâta timp cât cei care aprobă la nivel național aceste fonduri pentru investiții, este firesc ca ele să deruleze în mod firesc. Dar avem la nivelul fiecărei oate, și aici vorbim și de județ, avem managerii de proiecte și diriginții de șantier care sunt direct răspunzători de modul în care sunt realizate aceste investiții. Și dacă nu sunt corect verificate și nu sunt urmărite, ne putem trezi cu adevărate probleme care duc la pierderea de fonduri și atunci toată partea asta de finanțare se răsfrânge asupra localității și asupra bugetului local. Buget local la care contribuim toți, dar în loc să fie făcute alte investiții necesare, le facem pe cele la care am pierdut investițiile din fonduri europene. Ați avea posibilitatea, poate chiar curajul de a schimba aceste lucruri dacă hunedorenii vă vor oferi, bineînțeles, în data de 9 iunie votul de încredere și veți fi președintele Consiliului Județean Hunedoara? Bineînțeles, nu am nicio reținere în a schimba aceste chestiuni atâta timp cât eu știu despre ce este vorba, am elaborat numeroase proiecte, studii de fezabilitate, daliuri care au stat la baza implementării unor proiecte atât finanțate din fonduri europene cât și din fonduri naționale. Toate aceste proiecte pe care le-am avut au fost duse la finalizare, au fost făcute la termen. Pot să spun că am avut și o chestiune legată de modul în care au fost făcute unele investiții, în care am dat punct de vedere ca necorespunzător și încă nu sunt plătite acele investiții sau nu sunt recepționate și finalizate din cauză că acel constructor și dirigintele de șantier n-au respectat proiectul pe care l-am dat. Vom vedea cum se va încheia, pentru că mi se pare o problemă a celor care au plătit fără să verifice dacă aceste lucrări au fost făcute conforme pentru investiția care s-a realizat chiar aici în județul Hunedoara. Da, sunt aspecte care până la urmă sunt trenează așa de mulți ani în anumite zone, nu ne referim aici doar la anumite unități administrativ-teritoriale sau nu. Care considerați dumneavoastră că sunt poate cele mai importante lucruri pe care ar trebui să le faceți imediat, de a doua zi să spunem, după ce să presupunem că veți fi ales și veți fi președintele Consiliului Județean Hunedoara?
În primul rând, cred că ar trebui să evaluez situația de la momentul în care voi prelua această funcție și să văd ce avem de finalizat ca investiții, să vedem ce proiecte se pot supune spre aprobare pentru ceea ce are nevoie județul, pentru că sunt cerințe la nivelul județului și foarte multe din localitățile în care am fost, unde am colegi candidați la funcția de primar, au solicitat sprijinul nostru. După ce ai această oglindă, această situație la nivelul județului, poți să știi care sunt etapele pe care le vei parcurge. Noi considerăm că la nivelul județului, pentru marile obiective în care ne hotărâm să investim și să primim finanțări, ar trebui să avem o consultare a populației privind prioritățile acestor investiții. Priorități pe care vi le propunem să le stabiliți în urma unui dialog cu hunedorenii. În urma dialogului pe care l-am avut cu cetățenii. Și noi vom supune spre aprobare, printr-o chestiune, să zicem, la nivelul județului, în care cetățenii vor spune, da, domnule, pentru investiția 1 sau 2, considerăm că prioritară este investiția 1. Și atunci nu va mai exista o dispută de asta politică între consilierii partidului X, Y sau partidului AUR, în care să spună, domnule, păi ăștia au făcut doar pentru că acolo e preponderent partidul verde sau albastru, ca să nu mai dau denumiri de partide. Practic și hunedorenii vor fi implicați în mod direct. Asta este în important deciziile luate. Ca fiecare din cetățenii acestui județ cu drept de vot să poată fi implicat și în decizia la nivelul județului, cel puțin la nivelul marilor investiții, pentru că nu poți să ceri consultare pentru orice activitate care ar trebui să deruleze, pentru că asta ar însemna să meargă foarte greu și să te dezvolte foarte greu acest județ. Sunt destule probleme, atât pe probleme de sănătate, educație, drumuri, alimentări cu apă, canalizare și nu în ultimul rând partea economică, pe care ar trebui să o susținem în așa fel încât să asigurăm agenților economici care își doresc să investească în acest județ toate condițiile pentru a crea locuri de muncă. Sunt zone în care e un mare deficit de locuri de muncă, dar totodată și aceste zone nu sunt acoperite de oameni cu o anumită pregătire specifică. De aceea spun că voi încerca să conving cetățenii să voteze AUR în tot ceea ce înseamnă alegeri locale și alegeri europarlamentare, pentru că noi, candidații Partidului AUR, avem soluții, putem avea inițiative care să facă schimbarea atât de necesară pentru alegerile locale. Deci, pe 9 iunie, nu uitați, votați AUR pe toate cele 5 buletine de vot, pentru că AUR are soluții și AUR poate să facă ceea ce vă doriți dumneavoastră în administrația locală. O ultimă întrebare, pentru că suntem la final de emisiune. Care este angajamentul pe care vi-l luați în fața hunedorenilor dacă veți ocupa această funcție de președinte al Consiliului Județean Hunedoara? Un angajament este că voi respecta tot ce înseamnă legalitate, voi respecta cetățenii în momentul în care eu mi-am propus să ajung președintele Consiliului Județean. Am avut o discuție cu colegii mei și toți îmi spuneau, domnule, cu cine facem alianțe? Alianțele se fac după alegeri, unde este necesar, și este suficient să spun că voi respecta tot ceea ce înseamnă modul în care un președinte trebuie și știe să facă administrație locală. Sunt o persoană care are experiență în domeniu și care cred că își poate pune în slujba cetățenilor toate cunoștințele pentru a realiza acest deziderat și această nevoie de schimbare a ceea ce înseamnă conducerea administrativă, și vom face în așa fel încât AUR să fie într-adevăr partidul care a reușit să îndeplinească dorințele cetățenilor.
Vă mulțumesc tare mult, domnule Mane, pentru prezență. Mult succes vă doresc. Mulțumesc, o zi bună. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi și astăzi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. La revedere!